Luminița acum. M-am prins aici, am datorit, să fac neapărat drumul ăsta. Și eu și domnul Neaga. Gata. Hai. Oprește, stăm aici. A, o solicitare de-a noastră mai veche. Vă mulțumim frumos pentru că vă implicați în solicitările domnilor primari din sală, care sunt direct implicați și afectați de situația drumului 57 și 57A, un drum de altfel foarte important pentru Caraș-Severin. De altfel, se anunță la nivel de țară foarte mari investiții în partea de infrastructură. Prin urmare, și în Caraș-Severin, guvernul vecină nu va lăsa deoparte județul Caraș-Severin, pentru că vizita domnului ministru, care este foarte importantă pentru noi, spune faptul și ne confirmă faptul că este foarte important să fie investiții și în 57 și 57A, în drumul național. Drumul 57 și 57A duce la părțile cele mai frumoase ale Bănatului Montan, pentru că se începe de la Moravița, vine către Oravița, către Cheile Nerei, de altfel către zona Tristurii, către Baziaș, pentru că va fi investiție și către zona Fulgejenii și Sopol. Prin urmare, domnul ministru o să ne povestească exact mai mult. Am fost cu dânsul astăzi pe teren, am văzut exact situația. Până a fost discuția de la care am început în birou și împreună cu domnul director Neaga, domnul ministru a reușit să găsească o altă soluție, dar îi dau întâietate domnul ministru să ne povestească mai multe. Domnule ministru, vă mulțumim foarte frumos pentru
vizita în județul Cara Severin la ora Vița. Și vă mulțumesc pentru invitație, doamna președinte. Să știți că meritul vizitei mele este atât a doamnei președinte, cât și a colegilor parlamentari din județul Caraș, care s-au implicat activ și vedeți o parte prezenți și la, și la masă. Vreau să vă spun că nu trebuie să mulțumesc, pentru că asta trebuie să facă Ministrul Transporturilor. Trebuie să vină să vadă exact care sunt problemele. Nu mergem numai acolo unde avem în construcție anumite obiective și trebuie să venim să identificăm și acolo unde este necesară intervenția de îndată, cum este și cazul drumului național 57. Mă rog, ați văzut că am întârziat un pic pentru că am discutat cu domnul director Narcis Neaga și cu domnul director Ispravnic o soluție pentru DN57. Vorbim de Ravița-Moldova Nouă. Și vreau să vă spun că așa cum v-am spus și în vizita pe care am avut-o pe drumul național, în cursul acestui an avem un buget destul de generos și am accentuat în afară, aici vorbesc de cele am transmis celor de la DRDP, le-am accentuat că în afară de contractele subsecvente pe care le avem pentru așterna de covoare asfaltice, ei trebuie să lucreze și în regie proprie, pentru că au achiziționate utilaje, au stații și au tot ce le trebuie ca să lucreze. Și atunci, domnul director Ispravnic ne-a promis că se apucă de azi într-o lună de intervenția în regie proprie la DN57. Vom începe din Oravița. În primă fază, eu, într-adevăr, pe drumul național am spus că vom face un număr de 30 de kilometri, dar știți ce m-am gândit? Mie îmi plac provocările și de ce să punem, dacă dânsul este foarte harnic și permite vremea, baneare de consumat și își poate pune în operă materialele și să lucreze așa cum trebuie, de ce să ne limităm la 30? Poate să fac mai mulți. Bineînțeles, lucrările în general la obiectivele de investiții în infrastructura rutieră sunt obiective multianuale. Dar, ținând cont că vreau să văd exact cum lucrează în regie proprie DRDP-urile, eu sunt convins că va fi un examen și un test destul de important pentru domnul director aici, pe care îl va trece cu brio, fiindcă este un om în care eu am o bază destul de mare. Deci, domnul director, în fața presei vă spun clar, vă apucați de treabă într-o lună, eu voi fi înapoi aici, de data aia vreau să vin pe șantier, nu vreau să vin să mai văd că sunt grob și că trec oamenii și ne claxonează cu mașinile pe bună dreptate și sunt nervoși, fiindcă s-au făcut multe promisiuni. S-au făcut foarte multe promisiuni în zonă și nu vreau să mai dezamăgim sub nicio formă locuitorii județului. Deci, în luna mai voi fi prezent să văd cum lucrați în regie proprie, cu reciclatoarele, cu tot ce vă trebuie. Împreună din... Poftim? Împreună cu domnul director general Neaga. Știți foarte bine că mi-am dedicat mandatul vizitelor pe șantiere. În minister stau o zi, două, cât avem ședința de guvern și probabil să fiu prezent și la votul în Parlament. În rest lucrez sâmbăta și duminica spre disperarea foarte, foarte, foarte multor directori din cadrul ministerului, fiindcă, bineînțeles, după ce fac evaluarea în șantier, îi chem la discuții la minister ca să văd de ce nu și-au asumat ceea ce și-au luat angajament să finalizeze în fața dumneavoastră a presei. Un alt obiectiv, așa cum a spus și colega mea de Parlament, este DN57A. Acolo avem pe programul de întreținere a șternere de covoare asfaltice între Pojojena și Socol. 21 de kilometri de covoare asfaltice, avem contractul încheiat, să dea drumul la treabă firma care a câștigat contractul, că e un contract multianual. Ce vreau să vă spun, să știți că aici, mă rog, eu n-am venit să îi fac lobby doamnei președinte, dar de când mi-am luat mandatul, s-a implicat foarte mult, am avut, cred că, 4 întâlniri până acum, neașteptat de multe, spun cu... Pentru mulți colegi din Parlament, dar în primă fază eu m-aș fi așteptat ca atenția altor persoane să fi fost mult mai mare pe partea de întreținere a drumului național pe Caraș. O să vă dau un detaliu așa din casă. Numărul de kilometri, să știți că nu era cel pe care l-am anunțat acum pentru județul Caraș. Era mult, cu mult mai mic ce era prins.
dar împreună cu domnul director Neagă, care a înțeles și dânsul foarte bine că noi trebuie să avem, cum să spun eu, o dezvoltare armonioasă a județelor. Nu trebuie să investim într-un județ mai mult și în altul mai puțin, și acolo unde nu s-au făcut investiții, acolo trebuie să mergem și să punctăm și să ajutăm județul respectiv să-și dezvolte rețeaua de drumuri naționale. Tocmai de asta am decis să mergem pe varianta în regie proprie și să alocăm sumele care sunt necesare, repet, nu pentru un număr înainte, deci nu spunem 20-30, poate facem 47, dacă ne ajută Dumnezeu și oamenii lucrează așa cum trebuie și ne ajută și vremea, eu sunt convins că putem avea o surpriză plăcută până la sfârșitul anului. Altfel, vom continua în următor. Dar numărul minim sub care nu vom coborâ este 30 de kilometri. Deci nu discutăm. Ăsta este targetul pe care trebuie să-l facă domnul director Isprafnic. Un alt lucru pe care vreau să-l punctez. Știți cum e? Lăsăm la sfârșit veștile bune. Dacă până acum am vorbit de drumuri naționale, vreau să vă spun și un proiect pe care îl vom lansa la sfârșitul lunii aprilie. Vorbim de elaborarea studiului de fezabilitate pentru drumul expres Caransebeș-Reșița-Voiteg. S-a vorbit încă de acum 3 săptămâni de lansarea acestui drum. Este un proiect care era prins în masterplanul general de transport, deci nu va avea nicio problemă de finanțare fiind pe fonduri europene. S-a vorbit și acum 3 săptămâni de acest drum. El era prins în masterplanul general de transport ca perioadă de implementare 2020-2030. Dar așa cum am făcut și la alte proiecte de interes regional, am decis să tragem în perioada de implementare acest proiect 2019 și într-o lună de zile o să vedeți probabil pe SICAP ridicată procedura de licitație pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Astfel, punem acest obiectiv în linie dreaptă. Deci, din moment ce va fi lansat, nimeni nu cred că va mai îndrăzni vreodată să atingă de un astfel de proiect. Eu sunt genul de om care am pledat tot timpul pentru lansarea cât mai multor proiecte. Tot timpul ne întrebăm cum alte state membre reușesc să acceseze fonduri. Păi vă spun eu cum. Lansează proiecte. Lansează în toată țara proiecte. Noi trebuie să absorbim fondurile europene. Pentru că vedem că avem tot felul de blocaje. Ba pe mediu, ba pe contestații. Bun, până ajungem și reglementăm problemele toate acestea și pe partea de contestații, vom ieși cu ordonanță de urgență pentru a rezolva și această problemă, dar în primă fază noi trebuie să avem proiecte lansate. Pe de o parte pentru a asigura absorbția pe fonduri europene și în al doilea rând pentru a crea și o predictibilitate pe piața constructorilor din România. Pentru că ne interesează foarte mult să creștem mediul de afaceri în domeniul construcțiilor din România, să creștem firmele românești. Pentru că și așa săracele firme românești, pe lângă faptul că au fost distruse în trecut, știți foarte bine, prin tot felul de metehne de tristă amintire, dar totodată un alt pericol care paște firmele românești sunt acești constructori neserioși care vin tot timpul și subcontractează, nu plătesc firmele românești, deși sunt plătite la timp. În acest sens, toate firmele românești, acum vor ști, se vor uita, dacă în 2017 am lansat proiecte de 3 miliarde de euro, Pitești-Sibiu, Pitești-Craiova, podul de la Brăila, centura Bucureștiului la profil de autostradă, anul acesta domnul Neagă m-a asigurat că voi avea o surpriză plăcută și riscăm să dublăm numărul investițiilor în 2019, astfel încât nu va mai fi niciun fel de pericol și vom avea o predictibilitate și pe piața constructorilor din România. Dacă aveți întrebări sau dacă vrea să mai intervină cineva până la sesiunea de întrebări, dacă nu, vă rog. Mario Panitra de România Actualități. Nu știu, e o întrebare cu un răspuns tehnic, dar în același timp o rugăminte. Știți foarte bine, ați aflat, de 20 de ani nu s-a mai investit pe drumul ăsta, Moravița. 57. Da. Foarte important pentru locuitorii din zonă. Cât de greu poate fi să se facă tot drumul, 47 de kilometri? Păi tocmai ce v-am spus. 30 mi-a spus. 30 și dacă se poate... 30 este... Cum să vă spun, este baremul minim sub care nu discutăm. Eu am cerut cât timp modific legislația pe achiziții să se poată. Bine, aici am mai cazul de semnat al unui contract, fiindcă se face în regie proprie. Dar cât timp eu fac tot ce îmi cer mie directorii din minister, absolut tot, modific legislație, deblochez administrativ.
modific și organigrama ministerului, dacă văd că sunt blocaje la nivel de minister, ca să pot scăpa de anumiți funcționari care blochează proiectele, nu accept un eșec din partea nimănui altcuiva. Pentru că eu voi vedea exact cum evoluează lucrările, așa cum merg pe șantier. Eu când merg pe șantier îmi dau seama dacă facem 30 sau dacă facem 50. Îmi dau seama după primele două luni, după cum evoluează lucrările, că vedem câți kilometri facem. Și e simplu, pentru oricine. E, nu este greu. Eu îmi doresc să-l facem pe tot. Noi bani avem. De asta am întrebat domnul Negar, de asta am și întârziat. Am mai stat un pic, a trebuit să sunem un pic la companie, să se pună la punct, din punct de vedere financiar, dacă acoperim cheltuielile pentru 147 de kilometri. Îi acoperim. Deci bani vor fi. Acum depinde cum lucrează și în regie proprie de RDP-ul. Din punct de vedere tehnic, încă o dată, că asta o să vă spună și domnul director. Deci se pune pe una flanțări, deci chiar nu se pune pe una flanțări. Dar să înțelegeți că dumneavoastră ați plecat Croiți acum pe 47. Așa am plecat Croiți. Eu am spus ce este minim. Minim 30. Sub 30 nu discutăm. Să înțelegeți că un fel de dar înainte de parte, voi pe dumneavoastră. Poftim? Zic că luăm ca un fel de dar înainte de parte. Nu luați ca un dar, luați-l ca o certitudine. Pentru că eu, nu știu dacă pe 1 mai, că pe 1 mai o să vină domnul Daiala, am înțeles. Dar pe, nu știu, 10, 12, 15, voi fi eu aici să văd că s-au apucat de lucru. Și acum, eu sunt convins că sunt și colegii aici în județ și pot monitoriza foarte atent lucrurile. Și dacă vedem că face, nu știu, 3 km, 5 km într-o lună de drum, înseamnă că putem să mergem până la sfârșit. Dar depinde și de vreme, sunt mai multe condiții. Trebuie să-și achiziționeze niște materiale, am înțeles, dar domnul director. Important este să și facem o muncă și o treabă bună. Dați-mi adresa de mail într-un telefon și vă promit fiecare zi raport. Păi scrieți-mi pe Facebook. Să știți că eu singur mă administrez rețeaua de socializare pe Facebook, sunt foarte atent. Nu răspund la înjurături, care sunt foarte multe. De câte ori mă duc pe șantier și anunț că deblochez lucruri, vine așa o pleiadă de la înjurături, de la iubitorii, de la 60 de iubitori ai României, nu, de la natură asta să vedeți câte am. Nu, dar de iubitori ai României, pentru că toți spun, domnule, suntem români și ne batem pentru România. Dacă de fiecare dată când am dat o ordonanță pentru accelerare și pentru deblocarea proiectelor pe mediu, păi spuneați că am vrut să vând țara. Așa au fost mesajele, domne, că în loc să ții de la lilieci, să ții la uși. Eu le-am spus ONG-urilor, domnilor, duceți-vă și în alte țări, că la noi ne-am convins ce ați făcut. Toate proiectele de infrastructură, unde avem autostradă, apare și o peșteră de lilieci. Unde vrem să construim ceva, trebuie să mai facem un tunel pentru uși, unde nu avem uși. Adică, dar putem aduce. Exact, putem aduce. Și trebuie să facem comisii interministeriale, ordine de ministru, să ne agităm. Și atunci, ce era cel mai simplu? Să modificăm legislația. Dacă mie legislația îmi dă un termen pentru obținerea acordului de mediu, directiva europeană spune 90 de zile, și eu îl obțin într-un an, și după ce stau și un an să-l obțin, mai îl și contestă, că asta este cea mai mare supărare a mea. Eu sunt un mare iubitor de mediu și de animale și de tot. Deci să nu existe un dubiu că aș avea ceva între genul ăsta cu, și aș fi împotriva mediului. Sibiu Pitești. Un proiect de o importanță colosală, strategică pentru România. Practic este veriga lipsă din Coridorul 4. Ah, și mai avem și la Lugoj-Deva faimoasa secțiune pentru urși, care costă 180 de milioane de euro. Deci lotul 2 de la Lugoj-Deva, toată autostrada, dacă am fi construit-o de la bun început, costă 100 de milioane. Acum trebuie să relicităm secțiunea E, adică 9 km, să facem viaducte pentru mamifere mari, pentru urși și lupi, pasaje pentru urși și lupi, ne costă 180 de milioane de euro. Și lumea vine și întreabă după aceea, spune, în România, tot așa, e vorba pe iubitorii ăștia de țară, zice, dom'le, cel mai scump kilometru de autostradă îl avem în România. Păi dacă undeva eu, unde am investit deja 50-60 de milioane, mai adaug încă 180, e normal că crește costul pe kilometru de autostradă. Dar dacă nu le facem, ne taie finanțarea. Și atunci, noi am venit cu o ordonanță de urgență, cu mai multe prevederi într-o ordonanță de urgență, și modificarea pachetului de legi pe achiziții, și modificarea obținerea autorizației de construcție, și modificarea acordului de mediu, unde eu cred că e normal să mă consult cu doamna ministru, vicepremier Gațelă Gavrilescu, nu cu ONG-urile. ONG-urile să-și vadă de treaba lor, să ne lase să facem infrastructură în România, dacă vor să ne ajute să ne facă lobby la Bruxelles, da? Asta e important. Și noi ne facem treaba în minister. Dacă eu văd că e o problemă de implementare la nivelul ministerului, normal că vor lua măsuri. Dar altfel, nici nu apucăm bine să lansăm un proiect de ordonanță și mă trezesc cu plângeri penale, mă trezesc cu, în condiție care vrem să facem ceva pentru România, că nu mi-au eu autostrăzile acasă, sau domnul Neagă, sau doamna președinte, sau nu știu, oricine altcineva.
le facem pentru mânt. Toată lumea țipă că n-avem. Eu am înțeles, de aia sunt și pe șantier, sunt călare pe constructori, care nu-și face treaba, le-am spus, le rezilez contractul, nici nu stau la discuții. Prefer mai bine să-mi asum lucrul acesta decât să mai prelungesc agonia în care se află România cu niște constructori neserioși, care vă spuneam, ne distrug constructorii noștri români, că îi vin cu două laptopuri, cu două mape și ce fac? Se duc și subcontractează tot la român. Că aș vrea să văd și eu o firmă din afară, că noi ținem foarte mult cont de politica externă și trebuie să fim diplomați. Nu e nimeni acid sau vrea să facă ceva. Dar în condiția care vin în România, noi îți dăm banii și plătit la zi, dar tu mie nu-mi plătești subcontractorii români, păi avem o problemă atunci mare. Și atunci rezilim contractul. Atunci domnul Neaga mi-a promis că până la sfârșitul iunie noi am făcut deja o firmă, întrepriza, care să intre să lucreze acolo unde rezilim contractele, până la jumătatea anului o avem utilată cu oameni și cu utilaje, le rezilim și intrăm noi și lucrăm. Păi, nu mai merge așa. La un moment dat trebuie să oprim toată chestia asta, că din 2017 mă duceam pe șantiere și le spuneam mobilizați-vă, mobilizați-vă și mobilizați-vă. Am făcut până acum, cred că am fost de 4 ori pe tronsoanele de autostrăzi pe care le avem în lucru. Aruncăm cu invective și ne batem joc de antreprenorii români care lucrează. Facem o dramă națională, că și-au retras utilajele de pe șantier, în condiții care este cel mai serios constructor pe care îl avem în România, capabil să construiască. Mare atenție! Văd că tot așa, toți iubitorii și fostul premier Ponta și fostul premier Tudose, domne, că nu lucrează, că a fugit cu utilajele de pe șantier. Bine, dacă ai stat să te gândești un pic, omul, când am fost eu pe șantier, avea 5 foreze. 5 foreze doar să le mutiți o săptămână. Da, asta trebuie să mai te pricepi un pic și la construcții. Că așa să spui și povești și să vrei să dai știri, okay, poți să le dai. Că și eu pot să vin și să vă arunc 3 minciuni și să ziceți, ia uite ce a zis Ministrul Transporturilor. E, eu așa văd că noi în loc să iubim cu adevărat România și să ne pese de România, văd că vrem doar să ne facem imagine. Unii vor să-și facă imagine. Și cum facem? Hai să blocăm, să punem presiune pe constructorul care merge, în loc să ne uităm pe ea care chiar nu funcționează. Că dacă îmi amintesc eu bine, acum făcând o paranteză, deși sunt la Caraș, când s-a licitat centura de la Bacău în 2015, da, care acum în sfârșit s-a atribuit și avem, repet, un constructor serios, nu știu câți români știu povestea ce s-a întâmplat atunci în 2015. Au fost 3 firme. O firmă din România care a avut o ofertă de 300 de milioane. O firmă tot din România care a avut oferte de 340 de milioane și o firmă din Turcia care a avut 409 milioane ofertă. Cine crede că a câștigat contractul? Cea din Turcia. Ah, da. Doamna ministru, ne permite să mai punem și în 2007, da, imediat. Și în 2017 m-am dus, am rezilia contractul și iată că acum avem în sfârșit un constructor. Vă rog. Să ne întoarcem la Caraș Severin. Eu am două întrebări. Sebastian Dragomir de la Radio România Reșița. În ce etapă se află proiectul câmpului lui Niag Herculane? Și dacă există o șansă de reconfigurare rapidă a drumului național 6 în care aș se veni? 66A. Domnul Spravnic. La câmpul lui Niag Herculane vă răspund, câmpul lui Niag Cerna. Da. Răspund eu, este pe traseu, este cred că ajuns la Ministerul Justiției. 66 sau 66A? Scuzați cuvântul. De 66A, câmpul lui Niag Cerna. Da. Acesta. Legătura cu da. Valea drumului Niag Cerna, 66A, este cred că la Ministerul de Finanțe pentru obținerea avizului, intră ședința de întâi de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice, se lansează imediat și avem HALGEO, se lansează procedura de achiziție publică pentru proiectare și investiții. Are finanțare. Are finanțare. Drumul Național 6 care se răbate Caraș Severin, știm cu toții că e cel mai periculos, plin de accidente, tiruri, superaglomerat, două benzi. O singură bandă pe sens. Este drumul național cu cel mai mare trafic din zonă. DN6-le este reparat, este stare bună, dar într-adevăr un trafic foarte mare cu zone de pericol. E un număr mare de accidente pe DN6-le. După autostradă, cred că DN6-le este numărul cel mai mare de accidente nereparate. De ce vă întreb acest lucru? Recent, la începutul lunii, președintele Dragnea a fost în Caraș Severin, a dat asigurări că se va transforma în drum expres, dar nu am mai auzit nimic. Nu, noi vorbim de un drum expres la, mă rog, vorbind că pornim licitația pentru un studiu de fezabilitate pentru Caransebeș, Reșița, Voiteg și vedem ce rezultă. E altceva. Noi asta vom lansa în perioada următoare, dar cu siguranță un drum expres nu presupune modernizarea unui drum existent. Un drum expres este un obiectiv nou.
Nu venim dacă vrem să facem extindere la patru benzi, asta e altceva. Dar nu este drum expres. Drumul expres trebuie lansat o procedură nouă, trebuie văzut exact indicatorii, valoarea, forajele, expropierile pe unde trecem. Dacă nu asta vă de din 6, să poți și drumul expres nu trece prin localități. Exact. Prima variantă a masterplanului era prevăzut un drum expres Lugoj-Corabia. Cred că despre ăla e vorba, ăla acoperă partea asta din DN6 care traversează... Este vorba de drumul expres Drobeta Turnul Severin Lugoj, care face parte din autostrada Sudului. Care va ieși în PPP și este gestionat de către Comisia pentru Prognoză. Deci acela este ongoing, adică este la Comisia de Prognoză, se va aproba studiul de fundamentare și se scoate imediat. Și ăla nu se face peste DN6? Va fi o altă variantă? Este altă variantă. Niciodată nu trece prin localități. Deci drumul expres ca și autostrada sunt două drumuri care nu trec prin localități. Pentru votul de la Moldova-Nova, aveți o strategie, aveți un plan? Nu, în momentul ăsta o să mă documentez, o să vorbesc cu cei de la APDF, să văd exact ce plan au cei de la APDF, să-mi prezinte un plan și o viziune ei. Și cu siguranță o să revenim cu amănunte pe subiectul ăsta. O să vorbesc cu APDF-ul. Și ca și o concluzie legată de ce spuneați asta mai devreme, să înțelegem că în România nu avem autostrăzi și drumuri de calitate din cauza constructorilor și a ONG-urilor care se luptă pentru fel și fel de animale? Nu, trebuie să înțelegem că în România, dacă am fi avut mai multe firme de construcții românești, poate am fi ajuns mult mai departe. Trebuie să înțelegem că orice proiect nou pe care îl lansăm, dacă ne dorim să avem autostrăzi, trebuie să tragem toți la aceeași căruță și să nu mai ascultăm de ce ne spun alții. Dacă vin să ne spună ONG-urile, am dat exemplu, pe Lugoj-Deva, că trebuie să facem pasaje pentru mamifere mari și eu m-am dus în zonă în 2017, când am deschis 15 km din Lugoj-Deva și am vorbit și eu cu asociațiile de vânători, cu oameni, cu localnici și îmi spună, domnule, nu e niciun urs aici, nu avem lupi. Aici e importantă comunitatea locală, pentru că de regulă ONG-urile vin de la București sau de la Brașov și pun ție la vârful muntelui cam ce ar trebui să faci. Când oamenii au pur și da, dar aici vă spun un lucru, și dumneavoastră presa aveți un rol covârșitor, pentru că în momentul în care se întâmplă astfel de lucruri, de multe ori presa relatează ca și cum ar fi vina ministrului sau e vina cuiva. Eu aș întreba ONG-urile, bă, vă plătește cineva să aveți... Să faceți toate presiunile astea? Nu, eu vă spun, eu vă spun că am văzut, după ce am dat drumul la ordonanță, am văzut o pleiadă de articole că, mă, nu stau să-i fășesc lucrurile. Cuc distruge mediul înconjurător, Cuc vrea să saboteze construcția de autostrăzi când toate proiectele legislative, deci încă o dată, eu am înțeles așa. Trebuie să stau pe șantier ca să construiască constructor, da? Să-și ducă la bun sfârșit. Din punctul meu de vedere, poate n-ar trebui să stea ministru, dar cred că asta e cea mai bună variantă în momentul ăsta. Am înțeles, când stau de vorbă cu directorii din companii, că trebuie să deblochez din punct de vedere legislativ birocrația, ca să putem avansa cu proiectele. Și să nu mai fie teamă oamenilor să semneze. A fost o teamă generalizată în minister. Lucrul ăsta vine și din trecut, că eu mi-amintesc când în 15 parcă spunea fostul premier Ponta că dacă semnează comarnic Brașov, s-o ce la pușcărie. El a spus. Gândiți-vă dacă un premier spune lucrul ăsta. Ce îmi spun eu angajații din minister? Păi, vă dați seama că sunt terorizați. Ironia sorții face că eu în 2017 am semnat un lot din comarnic, din Brașov Cristian, proiectare și execuție, și sunt încă liber. Deci eu știu că în momentul în care faci totul legal, dar ca ministru mai e o problemă, trebuie să și asumi din când în când anumite lucruri. Că și mie, să știți, de exemplu, la un moment dat am avut un proiect unde domnul Neagă îmi spunea că are foarte multe observații și până la masat am discutat, era un proiect foarte important legat de PPP și mi l-am asumat și i-am dat drumul. Pe autostrada Târgu Neamț, Iași. Dar îți asum ca ministru. Eu știu că cât timp ești mânat de intenții bune și vrei să faci, să știți că funcționarii tot timpul vor spune nu se poate la un moment dat. Dar asta nu înseamnă că eu îi pot asculta. Îi pot întreba cum se poate face, dacă nu se poate face și îmi spun că, domne, nu e legal, e așa, modific legislația. Dar între timp mai am și o consilier, mai am și o oameni care mă sprijină, mă așa, și le dau eu soluția. Dacă le dau eu soluția, atunci înseamnă că avem o problemă de competență. Revenind, deci pe de o parte firmele românești au dispărut, pe de altă parte avem constrângeri legate nu numai de mediu, am avut constrângeri inclusiv legate de achiziții, că vă spun că am modificat legea achizițiilor, astfel încât se poate semna contractele voi iniția o urmanță de urgență, de fapt este pe site-ul Ministerului, să putem semna după 30 de zile contractele. Este liber să se ducă firma care contestă în instanță un an, doi. Eu nu mai pot sta blocat 2 ani de zile
să semnezi contractul după ce se pronunță ultima instanță. Au fost mai multe cauze, să știți, n-a fost numai una, n-au fost numai deci, n-au fost numai. Sunt mai multe cauze, dar le luăm și le eliminăm pas cu pas astfel încât să implementăm toate proiectele. Pe ce se lucrează acum în România, în schimb, Sebeștiurda, Lugoșdeva, Câmpia Turzii, Ogrele, Iernuri, Chețani, nu mai avem niciun fel de bariere administrativă. Sunt autorizații de construcție, sunt acorduri de mediu, sunt expropriările făcute. De asta, probabil, în perioada următoare veți vedea și niște rezilieri de contracte. Unul posibil chiar săptămâna viitoare. Acolo unde le-am spus odată, le-am spus de două, mobilizații, v-am fost pe șantier și nu lucrează, le reziliem. Deci cauzele sunt multiple. Nu spun poate că și au fost greșeli și din partea companiei, dar aici este datoria mea să le rectific greșelile și asta este în urma unui dialog și unei conlucrări pentru a depăși problemele. Eu, ca ministru, îi sprijin din punct de vedere administrativ cu tot ce trebuie. Atât legislativ, cât și cu ceilalți colegi din guvern, ca să obținem avize, ce avem nevoie să obținem în timp util. Am înțeles că de la 1 mai, teoretic, se deschide șantierul pe DN57. Tot teoretic, când ar trebui să se închide. Pe când, aici, să-mi fie cu iertare, când se termină toți cei 47 de kilometri. Adică 2, 3, 5 ani? Păi dumneavoastră, eu am zis că face minim 30 anul ăsta. Dacă face minim 30 anul ăsta, ar însemna... Deci, anul ăsta se fac 30. Minim. Legat de ce v-am întrebat în drum acolo sus, începând de mâine nu mai avem o legătură feroviară pe Zdobia Oravița și un alt punct ar fi Semerincu Bănățean, ceva unic în România. Este vorba de calea ferată care în primul rând are o destinație turistică. Dacă veniți în perioada asta, acum va trebui să vă scrieți la gară pentru săptămâna cealaltă ca să obțineți un bilet. Fiindcă sunt locuri limitate și așa merg oamenii unii peste alții, dar mai ales în perioada sărbătorilor, când se închid o dată prelungită. E nebunie. Un sensul frumos al cuvântului. Vin oameni din toată țara, vin oameni din Europa să vadă această zonă extraordinară. Calea ferată ocolește muntele, se mai întoarce încă o dată și ajunge sus la anul. Acolo e un pericol dacă stai cumva să vezi, că asta este, stai cu aparatul, cu telefonul, să faci o poză afară, stai în ușă, nici să fie aruncat afară, adică geamul nu se poate deschide, fiindcă nici să-ți ia capul dacă scoți capul, dar nu poți, că nu se poate deschide. Dar și atunci oamenii stau acolo. E, sunt zone în care poți să cobori din tren, poți să mergi pe lângă el, poți să mergi înapoi. Este, nici nu știu ca să vă spun de câți ani, nu s-a făcut nimic, 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 de când s-au închis minele de Larina și nu se mai transportă cărbune, de când s-au închis minele de uraniu de la Giudanu, Mița și Maidan, nu se mai transportă minereu, a rămas așa. Ce facem pe aia? E păcat, dacă pe asta o pierdem, vom ajunge exact ce s-a întâmplat cu alte pe ferate, adică să începă să fără să se distrugă. Așa se distruge natural. Bun. Referitor la calea ferată la Oravița, Berzovia. Am aflat și eu, aș spune destul de târziu, de la domnul director regional, că de mâine nu va mai opera operatorul privat, de care sunt foarte dezamăgit, pentru că a anunțat într-un timp foarte scurt CFR Infrastructură, că nu va mai opera. O astfel de măsură trebuie anunțată undeva cu, nu știu, 2 luni, 60 de zile înainte să se iau astfel de hotărâri, ca să putem pregăti operatorul național să intre. Operatorul național este și domnul director de la CFR Călători pe aici, prin sală, ascuns pe undeva, probabil. M-a asigurat că în 5 zile operatorul național va intra și va asigura el practic circulația pentru pasagerii care folosesc această rută. Între timp, vom încerca, repet, a fost foarte din scurt, vom încerca să găsim o altă soluție alternativă. Domnul director a discutat deja cu operatorul regional și i-a solicitat, pentru că acum, să fim serioși, operatorul ăsta regional nu a funcționat în pierdere, a funcționat pe subvenție de la bugetul de stat. Dar șmecheri de genul ăsta care la un moment dat operează, câștigă niște bani și după aceea se hotărăsc ei să pună în fel presiune pe CFR și implicit și pe minister, o să se termine și la CFR. Într-adevăr, în ultima perioadă m-am plecat foarte mult pe partea de pe componenta de autostrăzi și drumuri naționale. Dar asta nu înseamnă că omit CFR-ul în vreun fel sau șantierele sau investițiile pe CFR. Aici o să am o discuție cu Autoritatea de Reformă Feroviară, să văd și eu exact, să verific cum și-a luat acest operator și cum a declarat, câți pasageri a declarat că mergeau cu trenul, să vedem cât a fost și el de onest în relația cu ministerul. Dar în 5 zile, deci probabil cel târziu de mâine, într-o săptămână, operatorul CFR Călători va intra în activitate pe această trasă.
Referitor la cealaltă problemă, îl rog pe domnul director să ne edifice. Da, este vorba de secția de circulație Oravița Alina, după cum bine știți, colegii de la CEF Reculător operează cu o pereche de trenuri pe această secție. În perioada de vară, din discuțiile pe care le-am avut, operează cu 3 vagoane. Din cunoștințele mele sunt insuficiente la câți turiști sunt și care vor să viziteze această secție. E o secție neinteroperabilă. Noi asigurăm, din punct de vedere a infrastructurii, întreținerea ei. Și mai mult... O să am o discuție să vedem cum putem găsi o soluție. O să vorbesc cu CFR pe rătă. Știți cum ar fi pe tine mare? Exact cum merge metrou. Din capăt în capăt, din capăt în capăt. Fără să mă înțeleagă, de fapt, o ore cât să stau câte... CFR pe rătă, asigură... Deci noi n-am putut să fim oameni, era... Am înțeles. O să vorbesc, o să am ajuns cu operatorul național, că vizita mea nu se oprește după conferința de presă, va mai continua, că am avut identificat câteva probleme pe care aș vrea să le regle, să nu se mai întâmple la o altă vizită. Domnule ministru, în 2021 Timișoara e capitală culturală europeană. Influențează acest lucru cumva strategia ministerului privind rețeaua de drumuri din această zonă a României? Păi categoric, nu vorbiți de drumul național sau de autostrăzi, la ce vă referiți? La infrastructura în general sau? Tot ce înseamnă infrastructura rutieră... Păi centura, că v-am auzit șoptind pe domnul, centura este, e în lucru, este atribuită, de am scos a fost primul proiect, centura de vest, parcă, sau de sud, care am scos-o pe 31 martie la licitație, a fost primul proiect pe care l-am scos, să-mi amintesc, în mandatul din 2017 avem constructor, e contract încheiat, s-a și semnat contractul. S-a semnat contractul, cum spune, în luna decembrie. Are proiectare, execuție. La autostrăzi, evident că anul ăsta am asumat finalizarea lotului 3 și 4, dar în circulație. Din păcate, mai este acea verigă, v-am spus, secțiunea e din lotul 2, unde o să mergem pe o procedură rapidă de licitație, pe un dialog competitiv, ca să mai scurtăm termenele pentru finalizarea acelui proiect. Și la fel, rețeaua de drumuri naționale este domnul director de la DRD pe Timișoara, care are un proiect foarte amplu, foarte ambițios pentru așternirea de covoare, lucrat în regie proprie. Sunt bani, de ei depinde cum își cheltuie banii. Noi nu mai, adică tot timpul toată lumea vine și spre ministrului, uite-te la DNU-ul ăla. Să știți că avem și director de DRDP-ul, care e o autonomie totală. Noi le dăm banii și să și folosească. Nu trebuie să-l învăț eu. Vorbeam mai devreme cu cineva și îmi spunea nu pot să lansez o procedură că n-am buget. Pe cuvântul tău că nu pot să lansez. Păi auzi, mă, să dai drumul cu clauză suspensivă? Eu am dat drumul la programată de proiecte cu clauză suspensivă. Pe acord de mediu. Nu trebuie să aștept. Pe ce ar fi fost dacă lansam Pitești-Sibiu după ce aveam acordul de mediu? Am dat în 2017 proiectare și execuție la secțiunea 1 și 5. Toată lumea a sărit în sus și era pe toate televizoarele, spuneau anumiți moderatori, nu, n-are acord de mediu, e pus în pericol proiectul. Știți când au dat acordul de mediu? În 28 decembrie 2018. Dacă lansam procedura din 2018, știți când semnam contractul? În loc să-l semnăm peste 2 săptămâni de proiectare și execuție, îl semnam în 2022. Asta vă spun, deci eu vreau să văd din partea regionalilor, tuturor, puțină, să fie proactiv, să gândească că de asta sunt în funcție de atâta timp. Nu trebuie să vin eu să iau legea să-i spun, vă, dă drumul cu clauză. E logic, în locul de înțeles, bugetul nu l-am acum pe bacă, știți foarte bine că Iohannis ne-a blocat cu bugetul. Așa înțeles să ajute investițiile în România. Nici o problemă. Îl avem bugetul. Până ne-a venit fila de buget, până își fac companiile buget, într-o lună avem bugetul. Dar într-o lună eu pot să și semnez contractul. Dar asta înseamnă să și lansez procedura. Că dacă domnii directori înțeleg că se duc la servicii și își beau cafeaua sau nu știu ce fac, poate sunt foarte ocupați și nu dau seama. Și așteaptă bugetul și pe ce vine bugetul, facem documentația și o lansăm, păi vă spun că pleacă acasă toți. Deci dacă nu au execuția făcută pe buget, eu am trăit asta în 2017 și nu mai trăiesc în mandatul ăsta. Dacă nu au execuția făcută pe buget, că au primit o grămadă de bani de la bugetul de stat, eu nu vorbesc, bun, avem bugetul pe fonduri, care acolo depinde de anumite firme care lucrează, dar pe buget de stat nu au niciun fel de scuză. Cum au bugetul, ei trebuie să semneze contractele. Nu mai sunt să așteptăm. Există încă din 2016 solicitarea Consiliului Județean Castelveni și a Primăriei Reșița pentru o modificare a DN58 a pasajului de Reșița. Da, vorbit despre el. Am vorbit. În ce stadiu e? Păi, este în stadiul următor. CNAIR-ul, care s-a mobilizat foarte repede, va lansa o achiziție directă. Că și aici au fost niște discuții, că
Vedeți, de asta e bine să mai fac întâlniri din astea regionale și să vin ca așa, mai evaluez și directorii un pic. O să lanseze achiziția pentru furaje și ce mai e nevoie să facă o evaluare din punct de vedere tehnică săptămâna viitoare. Într-o lună, jumate, două luni avem soluțiile și dăm pe acea drumul la proiectare și execuție. De fapt, cred că putem da și la... Dar așteptăm și expertiza la CFR. Așteptăm și expertiza la CFR, pe care am reglat-o cu domnul director astăzi. La fel, un lucru pozitiv că am fost aici, că s-a mobilizat. Îl văd că în forță a venit un pic mai... mai așa, mai la relantin, dar văd că a intrat în viteza 5 acum și a înțeles foarte bine ce are de făcut. Și înțeleg că luni va veni cu o soluție, da? Legat de expertiză, luni o să am discuție cu un profesor de la Universitatea Politehnică Timișoara, împreună cu un inginer geo, pentru a face expertiza geotehnică, să vedem ce soluție ne dă. Trebuie să facem un pod de cale ferate la cerințele actuale pentru lărgirea drumului și, bineînțeles, partea de gabarit, sau, dar din câte am înțeles la domnul director general de la drumuri, ideea, ca să concluzionez, este că ambele expertize trebuie să vină în același timp. Da. Ca să ne mai complicăm, să vină unul luna iunie, două luni sunt gata. E, atunci vedeți că ne-am înțeles amândoi pe drum și v-ați înțeles de fapt mai cu CFR-ul, la 1 iunie sunt toți cu expertize. Doamne ministru, vă rugăm, uite, noi suntem mai regionali, dubii din dreapta dumneavoastră, să se prezinte, să știți. Domnul director Simu. Director... Simu Alexandru, director regional CFR Timișoara. Narcis Neaga, directorul general Cluj. Pe domnul Neaga, cred că îl cunoașteți. ...culturală legată de infrastructura, atât rutiere cât și feroviară. Calea ferată, în speță CFR Infrastructură, are la acest moment, în luna aprilie, după data de 15, Consiliul Tehnico-Economic al companiei pentru avizarea expertizei și dalii la gara din Timișoara. În paralel avem, am înțeles că acum o să se dea acordul de mediu pentru studiul de fezabilitate, a liniei Coridorului 4, ramura sudică, arată Timișoara Lugoș-Caransebeș, care va intra automat în proiectare și execuție în acest an. Fiind în 2021 capitală culturală, eu sper, eu am pregătit și procedura de lansare pe SEAP a caietul de sarcini, proiectare și execuție la clădirea de călători din gara din Timișoara și până în 2021 să o finalizăm. Aveți vreun loc și pentru gara din Reșița, că efectiv... Gara din Reșița, la fel. Gara din Reșița Nord. Da, sudul e făcut cu fonduri europene. La fel avem expertise și de alia noastră. În planul de investiții construse propriu din acest an, am primit și gara din Reșița și gara din Herculane. Gara Herculane, care e monument istoric. Pentru gara din Reșița... Nu e monument istoric. Este de primăria Reșița. Da, normal că o contestăm, pentru că nu arată gara la modul cum domnul primar ne-a făcut adresă, că noi o întreținem, tocmai de-aia am și pus să o reabilităm pe investiții, pentru că e o lucrare amplă, vrem să facem și peron și copertine, pentru că nu există, așa s-a construit la momentul respectiv, călătorii trebuie să stea ploaie, da? Soare și așa mai da, director, și gara de la Oravița nu era tot monument istoric? Răspund eu, imediat. Deci, încă din 2000, lăsați-mă un pic, încă din 2017 am văzut că, din păcate, CFR Infrastructură, pe anumite găi, nu se mobilizează așa cum ar trebui să se mobilize. Fie din lipsă de finanțare, au spus ei, fie că nu sunt eligibile pe fonduri europene. Mai mult ca sigur, voi face o inițiativă legislativă prin care, acolo unde CFR Infrastructură nu poate interveni să modernizeze gara, dacă unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află această gară, dorește să investească, dăm gara la unitatea administrativ-teritorială cu condiția, bineînțeles, să nu schimbe destinația gării, chiar dacă știu că sunt anumite supărări în cadrul CFR-ului că aș lua din patrimoniu și le-aș da numai a unii și alții obiectul de activitate, după aceea să mai plimbe trei hârtii pe acolo, dar nici nu putem rămâne cu gările în stadiul în care suntem acum. Nu sunt bani și nu sunt proiecte destui ca să le... Nu sunt nici fonduri, nici proiecte, cum îmi spun și mie, când mai vorbesc, uitați așa, când vin mai afară. Le luăm și le dăm administrația locală, care poate să le facă, facem concesiune, rămâne gară, nu trebuie că facem un supermarket sau ceva pe acolo, dar nu pot rămâne gările așa. Și am avut nenumărate solicitări. Pe de altă parte, recunosc că am mai dat anumite bunuri din patrimoniul public al Ministerului către autoritățile locale, dar în general s-au făcut prin proiecte de legi. Când am inițiat hotărâri de guvern, a fost destul de greu, nu am reușit să iau avizele și în 2017 am mai dat faleza la Tulcea, mă rog, nu neapărat pe CFR.
Dar ăsta e unul cu care sunt determinat să-l fac, pentru că nici nu pot să stau la nesfârșit, să aștept tot felul de strategii și tot felul de blocaje administrative ca să nu putem da, să nu putem renova gările așa cum trebuie. La final de 2019, câți kilometri de autostradă vă asumați, domnule ministru? Asta este întrebarea, cred că la toate conferințele de presă și la toate, să deja știți cu, că de final. Să știți că la toate veți primi același răspuns. Eu am mare încredere în domnul director Neaga pentru ce și-a asumat. Presiunea pe domnul Neaga, să înțelegi. Păi, dânsul este director la CNAIE, dar domnul Neaga are un aliat mare pe mine, pentru că în lupta asta suntem împreună, da? Eu vreau să văd că ce avem în construcție se termină. Da. Dacă văd că până în luna iunie nu avem stadiu fizic acolo unde ne-am așteptat și ne-am făcut noi graficul să fie rezilient contracte, pe contractele noi, tocmai de asta venim cu modificările legislative, pe achiziții, pe autorizații de construcții și pe mediu și sperăm să reușim în cele din urmă și pe mediu. Eu sunt convins că o să ne ajute și doamna ministru Gavrilescu, care tot timpul a luptat alături de noi. Domnul Neaga și-a asumat 180 de kilometri. Domnule ministru, județul ăsta are și mai... Voiam să știu dacă repunerea acestui aeroport în funcțiune ar rezolva această situație. Nu știu, nu că îl rugam pe dânsul să ne spună care o strategie sau... Știu așa, că trebuie să-și iau autorizare din partea autorității. Dacă dânsul are o viziune, noi ca minister îl sprijinim funcția reședinților de Consiliu Județean, parlamentarilor, non-stop. Legat de aeroport. Dar să mă și caut. Care cu banii privați dorește să dezvolte acest aeroport. Deci ar fi o chestiune care cred că ar mulțumi pe toată lumea județului Caraș Severin. Atâta vreau să aflu din partea dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți unul dintre miniștrii care încurajați astfel de investiții, tocmai pentru... Întotdeauna și sprijinim. Din partea noastră va avea toate avizele la timp. Încă o dată, sunt colegii care vă pot confirma, nu răspund, sau dacă n-am putut să sun înapoi, să încerc scuze și după aceea să ne întâlnim și să încercăm să rezolvăm problema. Sunt în minister, sunt pe șantier, am secretarii de stat care sunt ordonatori de credite, sunt miniștri pe domeniile lor de activitate. Mai bine, mandatul ăsta este prioritar să mi-l petrec pe șantier. Vreau să închidem, să duc, ia să spun un cuvânt urât, nemulat treaba, o să vedeți, de-aia vă zic săptămâna viitoare, o să vedeți primul exemplu. Că am vorbit. S-ar putea face lucrul să răspund de ce? Integrarea sau ce? La SECU se transportă de grație din locul din nou. Păi înțeleg că și pe DN57 se transportă. O să vedem. Putea pe acolo și în loc să pună asfaltul pe drum, în loc să-și facă treaba, l-a aruncat în marginea. Ce este vorba? Pe marginea drumului național, ați spus? Nu, nu. Aici am întrebat. Eu, drum județean. În ce măsură se poate... Trebuie să descentralizăm. Nu vreau să mă bag eu peste competențele Consiliului Județean. Da? Te rog, domnul primar. Aditor la primarul orașului Moldova Nouă. Vă spun și eu bun venit în Caraș Severin. Eu am o problemă pentru că sunt primarul orașului care are ieșire la Dunăre din Caraș Severin și sunt foarte multe oportunități pe care le putem dezvolta, mare parte din ele pe proiectele europene. Și aici mă refer la transportul fluvial. La un moment dat, poate domnul director știe că era o poveste despre un port container la Moldova Nouă și un drum expres Moldova Nouă Moravița. Avem foarte multe silozuri, cerealele din Banat vin către Moldova Nouă și foarte multe dintre ele vin pe acest drum DN57, care evident trebuie reabilitat, dar trebuie o structură bună, pentru că vin camioane cu 40-50 de tone. Dacă aveți de gând să luați în viitor în calcul, ca între Moldova Nouă, care în curând va avea și un punct vamal deschis la granița cu Serbia, sper în curând să avem hotărârea de guvern și aici, doamna deputat, m-a ajutat foarte mult să ducem la finalitate. Aducem turiști, aducem un port container, dacă dă Dumnezeu, pe fonduri europene. Avem silozurile, avem nevoie de un drum care să lege Moldova Nouă de Moravița. Evident, prin Moravița și celelalte comune limitrofe. Ne-ar ajuta foarte mult, nu doar Caransebeș, să legăm de Voitec și ieșirea spre Serbia și sudul județului, care e foarte, foarte important și pierde foarte mulți oameni în acest moment. Bun, deci noi am arătat circulat pe acest drum, îl va deteriora. S-a întâmplat în foarte multe localități din România, ca după ce am venit cu covor, la un an de zile se deterioreze drumul foarte rău. Tocmai de-aia mergem pe reciclare și în lucruri în regie publică, ca să creștem capacitatea portantă, tocmai fiindcă va fi trafic greu. Noi nu ne oprim cu modernizarea
după cei 47 de kilometri. Vom continua cu ea, bineînțeles, în funcție și de buget și de ce vom avea, dar probabil vom continua ulterior. Acum ne-am asumat un număr de kilometri pe care sper să-l ducem la bun sfârșit, cei 47. Credeți-mă că dacă face 47 de energie proprie, eu știu ce s-a întâmplat în alți ani. Eu zic să ne... Stați un pic, că eu v-am spus, eu când am venit în minister, județul Caraș, nu vreau să vă spun câți kilometri erau băgați la întreținere. Că dacă vă spun... De fapt, nu o să vă spun. Și dacă mă întrebați, plec de aici și nu vă spun. Deci, nu. Eu vă spun. Acum aveți o echipă care se bate pentru județ. Că eu văd care sunt președinții care mă sună și mă caută în permanent și spun și acolo, și acolo, și când îmi dau 7 variante, și spune, mă forțează și pe mine să, de la nimic, mă rog, mai nimic, să ducem, să mai creștem un pic. Că nici nu o să închidem ca acum... Avem buget mare, dar nu avem un buget colosal pe buget de stat, da? Domnul Moșoaru, că e o fel de zeu al politicii, nu se putea poporul să vorbească cu dumneavoastră. Acum, eu trăiesc pe pământ, știți cum e. Eu încerc aici să rezolv lucrurile. Bine, mulțumesc mult. Deci, Ministrul Transportului și a declarat astăzi la Moravița că este dispus să predea din obiectiv aparținând Ministerului Transporturilor să predea autorităților locale. Un alt set de obiectiv ar putea fi gara din Moravița pentru a fi reabilitată. E o inițiativă bună și dacă aveți cumva un plan deja gara din Moravița. Este o inițiativă foarte bună din partea domnului ministru. Chiar mă bucur că a spus acest lucru. A fost și propunerea mea, care am avut-o înainte de ședința de mai devreme și sper ca să rezolvăm lucrul ăsta cât mai repede. Noi avem posibilitatea să avem finanțări pe fonduri europene sau guvernamentale, este un moment de categoria A, este prima gară din țară și cred că merită ca să ajungă acolo unde este loc. Perfect. Cu ochelari sau fără ochelari? Fără. Stai că nu am mai uitat așa și... Mă, e prea de aproape. Vreau să mai nu mai de aproape. Ok? Și merge? Merge. Okay. Anunț important din partea Ministrului Transportului se repară în sfârșit drumul Oravița-Moravița. Cât este important acest drum pentru Oravița? Este foarte important, nu numai pentru Oravița, pentru întreaga zonă. Dacă începe reabilitarea, și sunt convins pentru că domnul ministru, am avut ocazia acum să discut mai multe cu dânsul și am încredere că o să respecte promisiunea, peste o lună o să înceapă lucrările și dacă reușesc să facă cei 47 de kilometri până la Moravița, este un pas important pentru dezvoltarea zonei și pentru aducerea de noi investiții în zonă și inclusiv pentru turism. Perfect! Mai bine ți-am zis, 30 de secunde. Rămân la Varzata, haideți că m-ați băgat la rase toată ziua. Tata, haide! Vă rog, mulțumesc mult și... Bun, domnul prefect, întreprezăm. Să-ți prindeți pe torma. Nu,
Da. Păi nu m-au oprit Vasile. Dacă nu au oprit. Bine, bine, lasă-i bine. Sunt situații și situații, domnul Cucă, situații unde trebuie să intri de urgență, cum e aici. Am solicitat eu, domnule ministru, situații de urgență. Dați-vă mai așa că vine mașina. Și sunt situații unde putem aștepta o procedură de greșeasă pentru o intervenție capitală la domn, dar aici trebuie să intervine rapid, că situația e destul de, de neagră, ca să spun, și înțeleg că nici nu s-a mai intervenit din anul de când, din anul 2000. Din 2000 nu s-a intervenit deloc. Ultima reciclare pe drumul ăsta, restul numai reparație, izolat. Din când în când reparație. Da, e părat că trebuie să vină ministru să constate asta. Bine, nu vă reproșez vouă neapărat acum, dar luați aminte și reparați aici și faceți ce aveți de făcut. Dacă nu vă supărați, am mai fost un ministru care a spus clar că niciun caz nu se va băga o reparație generală pe acest drum, doar se vor face cărpeli. Ce nu știu, ce un notar. Să fie sănătos. Nu știu ce fac eu, nu știu ce fac alții. Eu într-o lună sunt aici înapoi să văd ce face cu trusa. Era un director de regională care spunea că acest drum trebuie refăcut total, că n-ar avea fundație, n-ar avea... Haideți să vă spun un lucru și haideți să ne înțelegem. M-am săturat de atâția experți pe care îi are țara asta și în aici și sunt convins că sunt mulți. Eu aș fi vrut ca toți experții așa să vină și cu situații mai rapide, că dacă din 2000 a fost ultima intervenție, când nu s-a făcut o modernizare totală la drum, s-au făcut niște reparații punctuale. Dar păi, toți experții ăștia de atunci până acum, eu cred că dacă erau atât de buni, că s-au o soluție mai rapidă. Acum, într-o lună de zile, domnul director, intră la lucru. Deci, sunt fonduri pentru drum? Categoric, sunt bani de la bugetul de stat, am și spus. Au target să consume 50% din bugetul pe care îl primesc pe regională, din bugetul de stat alocat pentru întreținere. Dacă nu consumă, atunci știu ce fac și eu mai departe. Domnule, faceți ceva cu drumurile, să nu ne luăm banii pe robinete, degeaba să vă fie. Domnule, sunt supărat. A fost un protest pe drumul acesta. Am vrut să spun că nu fac. Nu. Zic, ați văzut dumneavoastră cum a clar. Că vi se pare că dacă nu ne spunea domnul, nu știam ce avem de făcut. Deci că știm foarte bine ce avem de făcut. De asta și stau călare pe șantiere, nu numai la pe autostrăzi, dar și pe drumuri naționale, ca să văd că se face ceea ce promit. Deci situația este limpede, e clară. Oamenii sunt supărați și înțelegem ce sunt supărați, dar acum trebuie să le dăm răgaz oamenilor să cheltuiască banii pe care îi primesc la bugetul de stat. Zona este extraordinar, vorbim de cheile nere, vorbim de potențialul turistic, exact. Foarte mare. Și drumul omoară tot. Și drumul după aceea, de când intră domnul director, probabil în câteva luni va termina cei 30 de kilometri pe care... Nu, 50? Nu, anul acesta vom interveni pe 30 de kilometri. În general, intervențiile la drumuri sunt multianuale. Avem aici, o să vă anunț la conferința de presă, deci o să avem 30 de kilometri aici, o să mai avem alți 21 de îmbrăcăminte asfaltică pe... Și acolo se va interveni. Vom interveni și la podul de la Ezeriș. Sunt mai multe proiecte pe care le voi anunța la conferința de presă, dar aici se va interveni de îndată. Îi provocați pe colegii noastre de la Consiliul Județean că o să înceapă să arate drumurile naționale mai bine ca cele județene. Cum arată? Este ministrul la transport. M-a ajutat să fie cu treaba lui și s-a mai fost în câteva județe și se implicau foarte mulți, foarte mulți președinții de Consilii Județene, erau implicați și pe la Suceava se duceau pe șantiere cu lopata în spate. Eu nu am venit să-mi fac imagine, am venit să văd că se fac lucruri, nu mă interesează imaginea. Oricum, orice aș face, să știți că ministrul transportului tot timpul va fi înjurat, indiferent și dacă terminăm toate autostrăzile. Dar eu mă asigur că atâta timp cât voi fi în funcția asta, pun presiune pe constructori să-și facă treaba, pun presiune pe autoritățile pe care le gestionăm noi, CNAIR, DRDP-uri, să deblocheze și ei în modul lor în care își administrează treaba, să nu mai blocheze administrativ și să vedem în sfârșit asfalt, că nu mă interesează să-mi spună, lansăm o... evaluare tehnică a drumului. Bă, nu mai avem ce să evaluăm tehnic. Deci asta e clar, evaluările s-au terminat. SF-urile le dăm drumul pentru proiectele noi, că așa trebuie, așa e normal legal, așa ne obligă să avem valoare. Dar pentru ce avem existență și știm? Că dacă nu intervenim înseamnă că avem o problemă. Fie incompetență, fie reavoință. Și atunci intervin eu, ca ministru. Am vrut să mă întreb,
că tot sunt 50 de kilometri în total pe acest drum. Anul acesta 30, nu la era anul, mai anul, bine... acesta, anul acesta 30, pentru că se va interveni regie ecologie, la acest drum și în următorul an și ceilalți 20 îi vom face. Bun, sunt 47 mai exact. 47 de la ora de zi. Dacă poate face tu dată un proctor și... Dacă domnul director, eu nu vreau să... Haideți să vă spun. Nu, dar știți ce? Am mai făcut așa. Dacă mergeți înspre Reșița, bă, e drumul județean, într-adevăr. Dar s-a făcut o bucată de vreo câțiva kilometri aruncată în mijlocul unui drum stricat, care bucata aia este perfectă, și nimeni nu înțelegem de ce. Nu, noi avem o logică. Noi pornim de unde am plecat de la Rogavița, venim în partea aceasta cu drumul, cu partea de întreținere cu jocul care vă face dere de pe Timișoara și se vor face 30 de... Nu facem petice. Nu o să fiu aici, dacă văd că e un petic făcut, atunci o să înțeleg că, din punctul meu de vedere, cei care au fost prezenți azi lângă mine vorbesc de CNAIR și dere de pe, n-au înțeles ce am vorbit noi aici. Dumneavoastră sunteți mari, sunteți de la presă, știți foarte bine că tot timpul, încă o dată, eu mă voi întoarce. Dacă am greșit cu ceva, să mai atrageți atenția. Ați văzut că cum trece cineva și ce ceva, vă întoarceți spre el. Nu mai stăteți la mine ca să-mi spuneți. Uitați că e lumea supărată. Eu știu că e lumea supărată. Inclusiv eu sunt supărat. Deci nu trebuie să-mi spună cineva că avem o problemă vis-a-vis de construcția de autostrăzi sau că avem probleme pe drumul național. Tocmai de asta anul acesta este făcut un buget care este, cum să vă spun, este destinat investițiilor. Ei trebuie să cheltuie bani. Dacă peste o lună situația nu va fi cum vă așteptați, aveți în calcul și sancțiuni? În lună, ok, când reveniți. Se apucă. Ok, când reveniți. Dar eu vin să vreau să vin să văd că își respectă și într-o lună se apucă. Luați în calcul sancțiuni la nivel de regiune? Eu cred, sunt că ne va revârsta. Să știți că am luat decizii destul de radicale în general și în primul mandat și voi lua și nu. S-ați văzut la ce fel ce s-a întâmplat. Dacă un director era obosit și domnul, l-a lăsat să dormă în continuare mai departe. Vine altul care are chef de muncă. E simplu. Nu stau la discuții foarte mult, pentru că, repet, oamenii din mașină sunt supărați, la fel sunt și eu supărat când merg pe șosele. Legat de calea ferată, începând cu 1 aprilie, nu vom mai avea tren care circulă între, adică spre Oradea. Se suspendă. Până acum se circula cu 30 la oră și fiindcă nu se poate repara calea ferată, se suspendă circulația. Simon Fortan târzie să apară, o să am o discuție cu el pe acest subiect și probabil la conferința de presă o să avem și un răspuns din partea dânsului. Mulțumim. Dacă vrei să facem... Merg la limita de urmează, da?